Luni 15 aprilie, Ștefan Nițu și Cristi Dionise au urcat din nou pe scena sălii Barbu Știrbei, prezentând piesa de teatru Variațiuni enigmatice de Eric Emanuel Schmidt. Conform părerii unanime, este cel mai izbutit roman al dumneavoastră, cel mai sensibil și mai intim dintre toate cele pe care le-ați scris. Critica, nu întotdeauna tandră, va acoperi cu elogii un adevărat concert de laude. Mă rog, dar citiți ziarele și dumneavoastră. Nu. Nu? Da. Aveți totuși un radio, un televizor. Nici măcar. Nu țin să fiu bombardat cu banalități. N-am să înțeleg niciodată pe indivizii ăștia. Nici ei pe mine de altfel. Fie că mă laudă, fie că mă critică, tot aia. Că de priceput, oricum nu pricep nimic. Sincer acum, văzând că dintre toate cărțile dumneavoastră, abia aceasta a 21-a este considerată o capodoperă, ce sentiment făcea? De tristețe, pentru celelalte 20. Vorbiți despre cărțile dumneavoastră ca și cum ați vorbit despre copiii dumneavoastră. Lor le datoresc pâinea cea de toate zilele. Sunt un tată întreținut, dar recunoscător. Spectacolul a fost organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, cu prilejul strângerii de fonduri pentru evenimentul umanitar dedicat micuțului Luca Minea. Ajutați-mă să revin, este mesajul pe care ni-l transmite Luca, diagnosticat cu leucemie acută monobrastică. Băiatul este internat într-o unitate de sănătate din Italia, dar luni seară în sală au fost prezente rudele, colegii de școală, colegii de fotbal și mulți, foarte mulți prieteni care i-au stat alături tatălui băiatului. Atunci când un copil se naște, Dumnezeu zâmbește. Apoi zâmbim și noi și ne bucurăm de fiecare pas pe care îl face pe drumul numit viață. Dar ce face Dumnezeu când un copil se îmbolnăvește? Ce face când ochii lui gingași caută răspunsuri? Ce face când trupul plăpând luptă cu boala? Sau când mama istovită de puteri nu mai știe ce înseamnă liniște? Ce face când fratele mai mic te caută prin casă, obișnuit să se joace? Atunci, divinitatea cu toată puterea ei se găsește în noi, oameni cu suflet mare, care la un strigăt de ajutor ne facem scut. Scut împotriva unei boli nemiloase. Asta facem noi astăzi. Luptăm pentru Luca. Aplauze pentru dumneavoastră și pentru micuțul din Călăraș. Bună seara, doamnelor și domnilor! Pentru că suntem între prieteni, nu o să urc pe scenă, pentru că este prea mare pentru un om atât de mic care să vorbească despre un copil care luptă cu boala în Italia. Luca Minea suferă de leucemie și este, poate, al N-ulea spectacol pe care noi l-am organizat pentru el aici, la Centrul Județean de Cultură și Creație. Ne-am adunat împreună pentru a strânge bănuți cu bănuți pentru un copil minunat. În sală sunt și colegii lui de la fotbal, sunt și colegii de clasă, este și tatălui aici, bunicul, prieteni. Noi putem să spunem că suntem prietenii lui Luca Minea. A fost o campanie foarte frumoasă și eu cred că această campanie umanitară pentru a-l ajuta pe el să revină acasă și să revină un copil sănătos, să poată să se joace, să poată să meargă, el să știți că abia acum începe să meargă din nou.
Am urmărit un material pe care ni l-a trimis mama lui din Italia. O să-l vedeți și dumneavoastră. Așa cum am spus, suntem între prieteni și suntem printre oameni care au donat, cred că de o săptămână, de două săptămâni în continuare. Este și urna alături de noi. O să spunem la finalul întâlnirii noastre și care este suma care a fost strânsă până în acest moment. Vă vorbeam despre oameni. Inspectoratul pentru situații de urgență, sunt colegii tatălui lui Luca, cei care au donat bani pentru micuți, poliția locală. După piesa de teatru Variațiuni enigmatice, mai multe obiecte au fost licitate, cele mai multe dintre acestea fiind lucrări efectuate în cadrul atelierului de creație de ziua ta, mămico, la care au participat tinerii din centrele de plasament Sera și Sfântul Ștefan Perișoru ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. Suma finală transmisă de organizatorii evenimentului, strânsă pentru Luca, a fost de peste 40.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru ca Luca să revină. Eu zic să începem să licităm, că cred că sunteți obișnuiți, că sunteți oameni cu suflet mare și probabil că ați mai fost la manifestări de acest gen. Deci tabloul acesta, confecționat de copii instituționalizați, copii care nu au părinți alături, care au decât profesorii, care îi îndrumă în viață, va fi licitat cu 50 de lei. Eu aștept să văd cine îl dorește. Să-l ai de acasă. Da, dragul meu. 60 de lei. De cineva mai mult pentru acest tablou? Vă rog. 100 de lei. Fiecare dată se prezentă la evenimente pentru că și mama ei este alături de noi. Este vorba despre Casiana Petrovici. Este foarte frumos. Avem aici și un autograf, o semnătură. 30 septembrie 2018 și data la care a fost pictat. Prețul de pornire este 200 de lei. 200. Doamna Iuță, 300. Mulțumim, 300. 500 de doamna Constantin, mulțumesc frumos. 600 de doamna Adina. 800. 800 doamna Iuță. 1000 doamna Adina. 1100 doamna Iuță. 1200. 1200 doamnelor. 1300, 1500, o vreau cineva mai mult? Cu 1500, doamnă, tabloul este în dumneavoastră, doamna Adina, vă rog să vedeți alături de noi. Foarte mulți campioni. Noi tot am încercat să-i prezentăm tot timpul și podiumul de fiecare dată, la fiecare competiție națională sau internațională, este acum polo. Sportivii noștri sunt pe podium. Variantele ne-au oferit aceste mănuși. Ne putem bate cu oricine. Prețul de pornire este 200 de lei. Te rog, mai este. 200. Oprește cineva mai mult? Vă rog, 300 la Dragoș, mulțumesc. 350 la dumneavoastră? Tot mai sunt, da, 300? 400, mulțumim frumos de bani. 500 Dragoș? Haideți că sunteți tine. Și pentru mine este o experiență, n-am dorit loc de acum. Mari, Mari, tot la Dragoș acolo. 1000. 1000, Dragoș.
și mulțumim că și astăzi este alături de noi. Mă și eu sunt ale tale, dacă vrei să le dai și ceva. Sau pentru băieți? Pentru băieți am să fie sănătos și să aibă tot ce n-am avut până acum, să aibă noroc. Și lui și părinților putere le doresc și tuturor colegilor, important este să credem. Sănătate multă!